Мерка и услахом диплому, что в разводзы волом приходит при магазину иста. Jos mergė šiandien dro party pananato, šans varėdavau, kam šis apvindė išę magazinų. Jis tas tam fildi su pratelą nuėjęsti, tuo centą šią magazinį. A jis dakar jie išę sumiešti superstore. Tupėjau lėmė marį, kad jis akaris dėjo bičiai, kad jis ant. Eka kovom partišėjęs, sant vis sumiešti tool rental. Kuo sieji inkirį, instrumentelį, kad jis abies cai. Sunt instrumentį marį. Skerdį pildau, orė, kad gazoną kasilašiau, čia va, betoną mišėlašiau. Kad nusmet arbės kelizai pastėjant, posle įfrum ušėl la prakat. Îmi le întorci înapoi. Mai ales sunt instrumente de astea chiar speciale, care chiar reale n-ați mai folosești. Trebuie să tai un copac, de exemplu, ori acolo niște mobilă și ceva să faci. Sunt diferite lucruri când instrumente și nu trebuie să le ții chiar pe stăiană. Și uite, băi, care e pricolul cu magazinul ăsta, ca și cu majoritatea magazinului aici în America. Mă știu să ne dăm și aici în stângă este. Aici încă este o parte care se ocupă de flooring și tot ce e legat de grădinărit. Că și la magazinul ăsta poți să întorci înapoi tavarul care l-ai cumpărat. Bă, că nu știu cât, în câte zile, că răși dacă ai cec, îmi pare că până la 90 de zile. Dar care e picolul cel mai mare, că poți să întoarci dacă chiar și n-ai cec. E cumpărat acolo și vașa, ai uitat, nu ți-o mers și ai uitat și cecul nu mai ai. Da, să mergem bine rânduri, să vedeți ce sunt. Și nu-ți mai trebuiești și nu întoarci înapoi. Cam aici am avut un șpingalet eu la mine acasă, care n-are mi-și face eu cu dânsul. Am cumpărat mai multe atunci și nu-i rămas unul și că l-am întors să mă înapoi nici cec, n-am avut nimic, îți dă un fel de... Nu mă știu să vă arăt. Dacă îți dau o cartăcică de asta discount, nu vezi? Costa și pe ingredi și nu știu cât vreo 4 bucks, cât așa 4, nu, 4,50. Of, ladnă. Și băi, tu îți dai seama și asta, miștaua, băi, la orice pațană, așa mișta este. Dar și la patrugem și răzvenim în partea aceea de aici și mai sunt șfetele și tot șochi. Pentru că des, noi suntem iubiteli, înțelegi, nu suntem profesionali, nu știm noi pastăiană și fel de razmier, nu ne trebuiește acolo ceva la cran acolo, la santehnică, ori la unitaz acolo tine ceva este, ori că sunt diferite mâniere, de exemplu, da? Nu știi concret, ce fel de mâniere îți trebuiește, că opa, îți așepte. Nu știi care e standardul la tine, la ploiță de pe în baie, care ori că toate trubele este. Și păi, asta așa o ușurință, în asemenea, de că poți cumperi, blână, de diferite razmeruri, nu ești sigur, la 4, la 5, și luat și la 4, și la 5, și fiște de este, te duci acasă, care a mers, a mers, care nu a mers, le întorci înapoi. Офигенна e temă. Boilere pentru apă sunt. Căroce, eu sigur că nu tot este așa ceva în Chișinău. Poate nu așa de mare ca asta, eu știu, poate nu așa de mare vâbar, ori... Dar să înțeleg voi ideea. Mă, așa vă merea ce mai este așa, nici nu vreți să vedeți prețurile. Eu și întrebiește, nici găsesc aici. Și am uitat eu. A, întrebiește, căroce, vreau să mă fac polirovcă la mașină aceea și întrebiește în asadcă pentru polirovă și noi aparat. Și încă și pe școală, căroce, la magazinul ăsta, îi angajează fete tineri aici, des. Nu mai discriminează, așa că nu tăiți prea, dar au așa o teagă la Home Depot-urile astea. Dacă aici se poate străbească, vezi, padrujile ar și poate interesat în lampi, să uite. E că și așa un pricol este, poți cumpere lustrele este. Și poți cumpere lustrele este de la deși de la Home Depot. Și la noi știi cum, nu știu cum la voi în Chișinău, ori sunteți voi. La mine acasă păstăm era gruzul, să nu știu cum schimb lampa și că să nu schiști tot podul în cap. Și aici în America sunt niște standarduri care îi respectă. Așa că îți arată acolo în videouri vseache cum se instalează lampele dacă le cumperi de la dânsă și așa mai departe. E că delul meu preferat ăsta e delul cu instrumente. Sfarele și aparate. Nu mă răzbresc eu între însele, nu vă poți văzut ce înseamnă. Da, și mai sunt aici. Nici întrebește, da, nasadcă și e pentru polirovă și neapărat, am așa să vedem. Și uite ce pricol. Dacă că aici este sistemul ăsta lor, că ei fac, accept văzvraturile. Mulți oameni cereau văzvraturi pentru... Mulți oameni cereau văzvraturi pentru instrumente. Și de asta eu hotărât să fac secția asta unde îi dau închirii instrumentele, că tu spacone îți poți să te folosești de un sau întoarci înapoi și pe asta să-ți facă ruble, dar nu să piardă ruble. Și că atâtea brandurile, vezi una lângă altă șed, poți și Ryobi, și Makita, și mai este așa, Milwaukee, este, nu știu ce branduri sunt, Makita știu că este în Chișinău, și Milwaukee este în Chișinău, e că, navernă, știi și nu-i Ryobi, așa, la, așa, la, cam cacașos, așa, la poate nu-i. E că DeWalt știu că tot trebuie să știe și Black & Decker tot este.
Plus man Black & Decker, nu, chiar și niște ișeși, aprimă scotează și în America. La noi parcă mai normală e calitate. Și Bosch-ul tot așa, am observat eu, brandul ăsta, la noi în Europa scotează mai gine decât așa în America. Uf, 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 uf. Lana, și instrumente, ca de asta vă spunem eu, ăștia pentru începători, este așa un fel de polirovăș neapărat, ca este de aici, costă el așa 29 de baxuri, 30 de baxuri, așa, este unul mai mic, de 6 inci, vezi? Asta e 24 de baxuri. Normal, nu? Lana, băi, asta am vrut să vă arăt despre Home Depot, normal în magazin, este tare uvăjuc pentru dânsul, este tot ce vrei pentru casă și ești foarte loial pentru cumpărătorii, ștetla dânșii, caroce, în norme, parcă și curățel, și multă lume, și oamenii sunt curse care lucrează aici și se întâmplă, văpșa. Da, ne, davai, asta e tot.